Transportatorii și fermierii bihoreni continuă protestul demarat săptămâna trecută. Oamenii spun că nu vor renunța până ce executivul nu va prezenta soluții clare pentru rezolvarea problemelor din sectorul agricol și din cel al transporturilor. În județul Bihor, sute de fermieri și transportatori au mărșăluit pe șosele la volanul tractoarelor, utilajelor agricole, dubelor de transport, marfă și persoane, camioanelor și autoturismelor. Autovehiculele s-au încolonat spre Oradea, dinspre Beiuș, Borș, Marghita, Roșior, Diosic și Salonta. Oamenii spun că nu pot tolera efectul modificărilor legislative, accizele mari la carburanți și prețurile la RCA, care le distrug afacerile și reduc drastic nivelul de trai. Duminică seară, unii protestatari dintre cei care mărșăluiau pe șoseaua de centura Oradiei s-au îndreptat spre Vama Borș, cu intenția de a bloca punctul de trecere a frontierei. Polițiștii și jandarmii care îi însoțeau pe protestatari au purtat negocieri cu aceștia și au convins să nu blocheze locul de trecere a graniței. Conform jandarmeriei Bihor, protestatarii au renunțat la blocarea vămii și au făcut drum de întoarcere la Oradea.